8 echipe de copii s-au întrecut la Mediaș în cadrul Cupei Eric de Oliveira. Sâmbătă a avut loc finala competiției, care a pus față în față echipele Gazmetan și Infinity Târnăveni. În tribune au luat loc mai mulți componenți ai primei echipe alb-negrilor, printre care capitanul Ionuț Buzian, mijlocașul Azdren Lulacu și portarul Răzvan Pleșca. Aceștia au venit să vadă meciul și să îi încurajeze pe micii fotbaliști. De asemenea, la final a asistat și o parte din galeria echipei mari, care i-a încurajat pe copii. Cât de importante și de ce sunt importante astfel de competiții, astfel de turnee pentru copii încă de la o vârstă fragedă? Pentru că prin ce experiență se pot manifesta, să zic așa, altfel pe teren și contează foarte mult aceste competiții încă de când sunt mici. E foarte frumos să vezi altfel de competiții între copii, așa, sunt chiar și jucătorii foarte, foarte buni care îmi plac. De la Gaz, mai ales numărul 10, care are o tehnică incredibilă. E frumos, trebuie organizat mai des și frumos să vii să te uiți la copii. Mi se pare o idee excelentă și vremea ține cu noi. Am venit pentru că e o încântare pentru mine mereu să vin la astfel de meciuri unde joacă copiii. Îmi place foarte mult să văd pasiunea pură din jocul lor. Și, în plus de asta, echipa noastră joacă finala și sper să o și câștige. Fotbaliștii au fost urmăriți de pe margine și de tehnicianul Cristian Pustai. Cum arată viitorul Gazmetan, așa din ce se poate vedea în momentul de față? Păi, se pare că arată bine. Este, cred că, prima acțiune de acest gen și ne bucurăm că s-a putut face. Să sperăm la cât mai multe, pentru că vedeți ce bucurie au avut acești copii, că până la urmă nu contează cine câștigă, e important să participe, să joace, să se bucure de gazonul de pe terenul nostru și să devină o tradiție și cât mai multe turnee, pentru că această vârstă e important să joace. Organizatorii Cupei Eric de Oliveira au explicat că își doresc ca aceasta să devină o competiție de tradiție. Cel mai mare câștig sunt părinții, copiii și prima ediție a turneului Eric de Oliveira. Am onoarea să o pot ajuta. Sperăm să fie de mare tradiție de viitor și sperăm anul care vine să facem 4 asemenea cupe pe 4 categorii de vârstă. Început frumos pentru că am fost și eu odată copil și știu ce înseamnă să aibă susținerea tuturor, să fie apropiat, mai ales jucători de fotbal, și e o bucurie mare pentru că e prima realizare. Împreună cu președinte domnul Marginian am avut această idee, l-am spus lui despre ideea mea și nu am așteptat așa, dar s-a implicat foarte mult și mă bucur că m-a ajutat în această prima cupă. Sper să mai avem în continuare și să descoperim viitori fotbaliști în România. Pentru că e un lucru frumos ceea ce vedem aici, copii organizați, bine tratați și sperăm cu toți să mergem mai departe cu această cupă. E bine ce vedem, pentru că au învățat foarte bine copiii ăsta la vârstă care au și mă bucur că, din fericire, iasă și Gazul probabil câștigătoare a cupei. Mai este câteva minute până la sfârșitul meciul, dar cu totuși să fim sănătoși, că aia contează. Am văzut destul de copii buni aici, așa, nu doar la Gazul, ca și la celelalte echipe. Și e o onoare pentru mine să fiu aici alături de ei, pentru că, cum am spus, știu ce înseamnă să fii fotbalistă și mai ales să fii apropiat de copii. Prima ediție a Cupei Eric de Oliveira a fost câștigată de către echipa Gazului Metan, pregătită de antrenorul Florin Brătian. Pentru locul 1, Gazmetan!